Bună ziua! Hai să vedem cum funcționează o imprimantă portabilă BJC50 de la Canon. Este o imprimantă color A4. Ea arată cam așa. Este instalat notebook-ul meu Windows XP. Nu mă pricep prea tare la Windows-uri. În primul rând, intrați în Print and Fax și setați BJC50. Eu mai am și în BJC70, mai am mai multe. Deci să dă click dreapta și se dă use this printer, use printer offline. Ok. După ce se setează, este bifat în dreptul imprimantei. Intrați pe fișierul care vrei să-l listați, print și să apasă print. Dar până să ajungem la chestia asta, în primul rând aveți un CD de instalare care vine odată cu imprimanta, în care aveți instalat driverul pentru imprimantă și driverul pentru infraroșu. Deci imprimanta poate lista în două moduri.